primar, în primul rând, înseamnă să fii om. A fi primar înseamnă să iubești oamenii și semenii tăi din jur. Sunt născută la 27 august 1991, de ziua independenței. Maica mea a fost, mă rog, și este luptătoare, dar pe perioada cât era ea și însărcinată, mergea la toate mitingurile astea nesancționate și pentru ea a fost chiar un dublu cadou, da, câștigarea independenței Republicii Moldova și nașterea fiicei, care mi-a dat și numele de Victoria. Sunt și încerc a fi corect în tot ceea ce fac eu. Sunt o persoană care, pentru care dreptatea este un principiu de bază după care se conduce. Îmi place să fiu la nivelul tuturor persoanelor, indiferent de că sunt de rang mai înalt sau persoane simple. Îmi place să iubesc oamenii și frumosul din ei. Eu în permanență am locuit în localitate, chiar dacă la începutul căsătoriei am avut o perioadă de 2 ani locuiți în oraș, ulterior am vândut apartamentul și ne-am mutat înapoi la Dânceni. Am simțit că oamenii de aici au nevoie de o schimbare, au nevoie de un suflu nou, de un suflu tânăr, care să aducă plus valoare localității și să scoată în evidență frumosul și, bineînțeles, să lucreze pentru și doar în interesul comunității și a oamenilor de aici. Am ajuns în discuții mult mai profunde despre problemele oamenilor încă de pe perioada când aveam mandatul de consilier local, da? Deci de la vârsta de 23 de ani. Atunci mi-a fost mai greu pentru că a venit o tânără, da? Cu ambiții foarte mari, care pretinde a fi foarte corect, deci așa era în viziunea celor mai în vârstă, dar în timp s-a dovedit că de fapt astea sunt principiile mele care mă conduc, oamenii au apreciat, iar după 4 ani, chiar dacă localitatea noastră la etapa alegerilor a fost destul de dispersată, vă dați seama, contracandidatul meu a avut 16 ani de mandat, a fost destul de dificil, un domn impunător, mă rog, ca vârstă, ca experiență. Însă și diferența a fost una foarte mică, de 14 voturi, însă faptul că acest credit de încredere care mi-a fost oferit de către cetățeni a prevalat în favoarea mea, deci mi-a dat un impuls și mult mai mult putere că trebuie să merg și că am început-o corect și trebuie să duc lucrurile la bun final în localitate. Mi-a fost destul de dificil în momentul în care am venit într-un colectiv deja format, care aveau deja o persoană care a fost de rândul anilor alături de ei. Însă ușor, ușor am încercat să le demonstrez că eu nu sunt atât de reaș, că nu am venit cu scopuri meschine. În momentul în care am venit, eu vă dați seama că foarte multă lume venea la audieri și zicea, chiar și persoane care nu sunt din localitate, dar aveau oricare problemă sau propunere, dar am nevoie de doamnă primar. Zic, da, vă ascult, se uitau așa, foarte, foarte ciudat, pentru că, na, un copil. Dar eu, atunci când am venit în funcție, asta și-a fost un scop, să demonstrez că primarii pot fi persoane școlarizați, persoane care au alte ideologii decât cele sovietice și pentru care, mă repet de fiecare dată, interesul comunității este prioritar intereselor sau prevalează intereselor personale. Probabil încă mai sunt persoane care consideră că a fi tânără și a fi în funcție de conducere și a fi femeie este mai greu, însă eu ceea ce fac și zi de zi, prin munca pe care o depun, încerc să dezbat aceste stereotipuri și eu sper că până la finele mandatului, deci și cei care aveau mai mult scepticism vor susține femeile, indiferent de vârstă, da, în poziții cheie în sat, în țară și în toate structurile. Mă bucur că am în spatele meu și o echipă care în permanență mi-a fost alături, familia care m-a susținut și cumva lucrurile au început să meargă de la sine și chiar dacă m-aș întoarce în timp, cred că aș merge pe aceeași cale. Respectul se câștigă. Se câștigă în timp, respectul după Amelie vine în urma faptelor care le facem noi.
Deci poate pe alocuri sunt persoane care se impun sau cer respectul în mod imperativ, dar asta nu este corect. Pentru că oamenii trebuie să o facă din tot sufletul, respectul și, nu știu, gândurile bune față de tine să fie din reieșind din activitatea care o faci. Când sunt acasă, sunt soție, sunt fiică, sunt soră, prietenă, încerc a fi exact așa cum o știu toți până a fi. Funcțiile astea sunt, mâine nu. Deci noi trebuie să păstrăm oamenii și frumosul din noi. Chiar dacă soțul uneori încearcă să-mi dea niște idei de plecare, însă eu rămân a fi patriot, pentru că iubesc tot ce înseamnă Moldova, pentru că iubesc țara unde m-am născut, pentru că sunt fidelă și idei de trebuie să faci ceea ce faci la tine acasă, să o faci cât mai bine, da? Deci dacă nu noi, cui lăsăm țara?